În luna februarie, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă OLT au desfășurat 232 de controle la societățile din județ. Au fost vizate firmele din domeniul construcțiilor, comerțului cu amănuntul, transportului rutier de mărfuri și persoane, dar și agriculturii. Verificările au scos la iveală nereguli grave la unele societăți. Inspectorii ITM au aplicat sute de amenzi și mai multe avertismente. În urma controlului efectuate s-au identificat un număr de 259 de deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 142 de sancțiuni, dintre care 132 de avertizmente și 10 amenzi în valoare totală de 195.500 de lei. 9 persoane au fost găsite lucrând la negru. Celor 6 agenți economici care le foloseau le-au fost aplicate amenzi în valoare de 180.000 de lei. Totodată, în luna februarie 2019, inspectorii de muncă au identificat nouă persoane care desfășurau muncă nedeclarată, celor șase agenți economici care le foloseau, fiindu-le aplicate amenzi contravenționale în valoare de 180.000 de lei. Controlele au demarat deja și luna aceasta, inspectorii ITM vor verifica societăți din mai multe domenii de activitate.